La o zi de la prezentarea proiectului strategic pe sănătate la Oradea, autoritățile din Hoidu Bihor au organizat o întâlnire la Debrețin, în cadrul căreia s-a discutat despre investițiile ce urmează să se realizeze de o parte și de alta a frontierei în domeniul cultural. Nálunk a kulturális program volt a fő irány. Bihar megye oldalán az egészségügyi projekt volt az ászlós hajó projekt, és a kulturális elemek a kisegítő, a mi programunkhoz becsatlakozó projektelemek. Ugye a váradi egészségügyi projektnek a magyar lába az Berettyóújfaluban megvalósuló kórházfejlesztés volt, ugye az egy kisebb összegű. Ugye a mi projektünknek a váradi Szigligeti Színház és a Körösvidéki Múzeum fejlesztése a célja. Potrivit autorităților, la finele lunii iunie, în comitetul de monitoring de la Arad, proiectul strategic pe cultură al autorităților din Hoidu Bihor, în care Consiliul Județean Bihor este partener, a fost cel mai bine cotat, obținând 91,5 puncte. Astfel, 13 milioane de euro din fonduri europene vor ajunge în Debrețin, la Teatrul Lotinovici. Pentru că municipiul Debrețin s-a înscris în cursa pentru programul Capitala Europeană Culturală 2023, până în 2022, Teatrul Lotinovici va fi complet modernizat. În cadrul aceluiași proiect pe cultură, trei instituții din Oradea vor beneficia de investiții în valoare de aproximativ 4 milioane euro. Acționăm pentru o infuzie puternică financiară, acest lucru însemnând în orașul Debrețin aproximativ 10 milioane de euro, iar în municipiul Oradea aproximativ 2,7 milioane de euro pentru Muzeul Țării Crișurilor, 900 de mii de euro pentru Teatrul de Stat. Și revista Varod va beneficia de o finanțare în valoare de 670 de mii euro pentru realizarea unui centru multifuncțional în cartierul Velența.